casă de răceală, păcăleștere, ferbințeala, indemâna ta cea tare și ridică din... Constantin și Elena sunt primii împărați creștini și protectori ai creștinismului care se sărbătoresc în ziua mutării la Domnul a Sfântului Împărat Constantin pe 21 mai anul 337. Ei sunt socotiți întocmai cu apostolii deoarece s-au făcut remarcați prin mari fapte care au susținut activ creștinismul. Da, lucrurilor cu milință, cu zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și susținând strigăție. Cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați, în al preasfințitul Teodosie oficia Sfânta Liturghie, urmată de slujba de Tedeum la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. Noi prăznuim orașul cel mai vechi botezat de un sfânt, de Sfântul Împărat Constantin, orașul Constanța. De aceea se cuvine să fim cu multă luare aminte, pentru că la începutul secolului al IV-lea, acest oraș a fost botezat cu acest nume. Biserica a fost plină de credincioși care au venit să-i celebreze pe Sfinții Împărați și să se roage pentru sănătate și spor în case. În fiecare sărbătoare și în fiecare zi de duminică sunt prezentă. Tatăl meu care a murit, fratele care trăiește și Elena, o soră de-a lui mama. Sfinții Constantin și Elena au contribuit decisiv la recunoașterea creștinismului și au schimbat numele cetății Tomis în Constantiana, după numele surorii împăratului Constantin. Prima sărbătorire a zilei Constanței a avut loc în 2002, când municipalitatea a decis instituirea cu caracter permanent a zilei municipiului Constanța, în data de 21 mai.